Complexul de agrement Laguna Albastră din Făgăraș a împlinit 10 ani de la inaugurare. Cu această ocazie, sâmbătă și duminică, Laguna a fost gazda a aproximativ 10.000 de persoane. Concerte susținute de artiști de renume precum Ruby, Dorian Popa sau Alina Eremia, spuma party, pool party, animatoare, concursuri și focuri de artificii. De asta au avut parte miile de persoane prezente sâmbătă și duminică la Laguna Albastră. Da, am avut un weekend foarte plin, având 10 ani de când s-a inaugurat complexul Laguna Albastră. Peste așteptările noastre au venit foarte mulți oameni să fie alături de noi, să sărbeze împreună cu noi cei 10 ani de complex, de distracție, de baie, de mare. Toată lumea a fost mulțumită, am avut, Dumnezeu a fost cu noi, a fost și o vreme superbă, spectacole, artiștii s-au comportat deosebit, chiar foarte frumos și le mulțumesc tuturor clienților. Complexul Laguna Albastră este deschis în continuare și așteaptă cu brațele deschise persoanele dornice de o baie, un bronz sau, de ce nu, un grătar în zona special amenajată pentru camping.